ben je daar morgen gelijk gewaagd. Ja, dan ben je zonder rug gelijk. Oamenii nuoși din Olanda. Hartelijke mensen uit Nederland. Prieten, bewerten,
Vrienden voor het leven. Kom, meneer Gourabé. Vrienden voor het leven van de burgemeester van de gemeente Gourabé. Amagutonoare. Ik heb de eer gehad. Pe care dumneavoastră ne-ați făcut-o. Dus de eer die jullie ons gegeven hebben. De a iniția un proiect. Om een project op te starten. O legătură între două comunități. Een verbinding tussen twee gemeentes. Una dumneavoastră din Olanda. Eentje zijn jullie. Una din comuna Gourabé. En de andere is de gemeente Gourabé. Oameni deosebiți. Bijzondere mensen. Cu o căldură deosebită. Met een bijzondere warmte. Și o disciplină muncă pe care și noi românii trebuie să o învățăm. Een discipline bij het werken waar wij Romeinen nog van kunnen leren. După dumneavoastră, în perioada în care ați lucrat aici în comună, puteam să pun ceasul. We konden de klok erop gelijk zetten toen jullie hier aan het werk waren. Și să luăm exemplu dumneavoastră și al copiilor dumneavoastră, care la prima oră munceau alături de dumneavoastră. We nemen aan jullie een voorbeeld en aan de kinderen, die ook morgens vroeg al druk bezig waren. Dragii mei, este un gest care va uni pentru totdeauna. Dit is een gebeurtenis die voor altijd ons zal samenbrengen. Două comunități. Dus die twee gemeenschappen samen zal brengen. Ce pot să vă spun? Wat kan ik zeggen? Wat kan ik op dit moment zeggen? Că este un exemplu pe care și noi trebuie să-l urmăm. Het is een voorbeeld wat wij na zouden moeten volgen. Eu ca primar l-am făcut în comunitatea mea atât cât mi-a permis posibilitățile financiare. Zoveel als ik de financiële mogelijkheid had, heb ik hier als burgemeester aan meegedaan. Cu atât mai mult cât acest gest al dumneavoastră se îndreaptă. Maar met deze bijdrage van jullie zijn er heel veel dingen rechtgezet. Spre o mai largă comunitate, toți cetățenii care necesită îngrijiri medicale vor beneficia de gestul dumneavoastră. En door jullie bijdrage kunnen nu alle mensen van deze gemeenschap, van deze dorpen, kunnen rekenen op medische hulp. Fiindcă, așa cum dumneavoastră știți, acesta va fi un dispensar al medicului de familie, un dispensar în care, datorită muncii dumneavoastră, bătrâni, tineri, persoane care vor avea nevoie de asistență medicală, vor beneficia de munca dumneavoastră în aceste 3 săptămâni. Dus met het werk wat jullie in deze weken verzet hebben, kunnen alle mensen uit het dorp, ouderen, kinderen, jongeren, iedereen die dat nodig heeft, die kan hier rekenen op medische hulp van hun huisarts. Să vă spun că vă mulțumesc este puțin. Het is eigenlijk te weinig om te zeggen dat ik jullie alleen bedank. Vă spun doar că vă iubesc. Daarom zeg ik dat ik van jullie hou. Vă spun că vă apreciez comunitatea dumneavoastră. En ik zeg dat ik jullie heel erg waardeer. Și vă doresc din toată inima să aveți tot binele pe care dumneavoastră l-ați făcut, înmulțit cu sute și în ori. En met mijn hele hart zeg ik, wens ik jullie toe dat al het goede wat jullie gedaan hebben, dat jullie dat 100 keer zoveel ook nog mee mogen maken. Pentru dumneavoastră, Consiliul Local. En de gemeenteraad heeft voor jullie. Domnul viceprimar și primarul comunei. Dus de lokale burgemeester en de burgemeester. Salariații din primărie. En samen met de medewerkers van de gemeente. Au făcut mici atenții. En hebben wat kleine cadeautjes. Câte o diploma. Een diploma voor allemaal. Pentru doamne, un buchetel de flori. Voor de dames, een buchet bloemen. Her, pentru doamna Alem. Fiind șef de trib, de ja. En voor de moeder overste. Să începem cu doamna Lem, care e de parte noastră. Un urs carpatil cu inscripția lor, voi vin. În România s-au înmulțit ursii. Noi vă dăm un urs cu toată inima, să fie în Olanda, să duceți cu dumneavoastră. Iar domnul Lem îl rog să nu se supere dacă... O, mă, ne-ai putut nici bău. Este liber să supere, doamna. Nu, 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 Florile între timp pentru doamne. Scurtăm acest moment. E la stânga la dreapta. Dați-mi voi să vă rog. E liber? Liber. Frai,
liever. Ja, straks is het wel. Ik ga er even. Oh, man. Dacă stau bine și mă gândesc, eu sunt cel mai câștigat. Am făcut toate planurile, nu? Uite, să vedem acum. Are un bon, ban, vreau. Felicitări și vă mulțumim din toată inima. O diplomă de merit pe care dumneavoastră o luați cu dumneavoastră. Să vă aduc aminte de comuna. Doamna și domnul, My friend. Maria. Ok. Foarte harnică, doamna. De vedem în haide. Mai unai. Cu ochelari. Ana. Oare și auși? Los, doamna. Au muncit pe amanenta. Au stat de la... Mulțumesc. Matais. Doar o singură frază ca să spună așa cea. Da. Mulțumesc, mulțumesc. Doar o singură frază ca să nu vă plictisesc. Ai vrut doar un ding să chiar sunt emoționat. Hij is er echt een beetje emotioneel van. La 63 de ani. Hij is 63 jaar. Consider că poate pentru prima dată. Maar het is alsof ik voor de allereerste keer. Viața mi-a oferit un prilej atât de frumos. Heb ik zoiets moois in mijn leven meegemaakt. Sunt momente unice în viața tuturor. Zijn unieke momenten in ieders leven. Și să fiți siguri că chiar dacă dumneavoastră. En ik ben er zeker van dat jullie.
Nu veți mai reveni. Misschien komen jullie niet meer terug. Prin doamna Saskia. Domnei. Vă promit că vom ține legătura cu dumneavoastră. Ik beloof dat ik met jullie dat hij met jullie door mij in contact zal blijven. Oricând veți fi în zonă, veți fi prietenii noștri, invitații noștri. En wanneer jullie maar in de buurt zijn, dan zijn jullie van harte welkom als onze vrienden en onze genodigden. Voi fi o gazdă primitoare. Dan zal ik jullie met open armen ontvangen. Și nu voi uita niciodată gestul dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut. Hartelijk bedankt. Okay. Yo! Da, nu, el mai are un bonjour. Da. Eu am dorit să De achterdeur en een andere belangstellende. Stimate invitat, dom primar, dom novici, și tot fiecare care este aici. Na een periode van voorbereiding en 12 dagen hard werken. Deci a fost o perioadă de pregătire și 12 zile de muncă. Is nu de binnenkant van een nieuwe dokterspost af. Am reușit să renovăm dispensarul, partea anterioară. Voordat we op de opening overgaan, wil ik eerst graag een aantal mensen bedanken. Înainte să vă lăsăm să intrați în dispensar, aș vrea să mulțumesc câtorva oameni. Allereerst bedanken we de burgemeester en de gemeente voor de gastvrijheid hier in Gurugai. În primul rând, domn primar și consiliul local pentru ospitalitate care au primit-o aici în Gurugai. De vakantie was eigenlijk te kort. Misschien zien we elkaar nog een keer. De fapt, vacanța noastră era prea scurtă, dar poate ne mai vedem o dată. Ook willen we de Roemeense tegelzetters en bouwvakkers bedanken voor hun hulp. Cei din România care ne-au ajutat la faianță, la gres și la alte lucrări, vrem să le mulțumim foarte frumos. Zonder hun hulp hadden we het niet gered. Fără ajutorul dumneavoastră n-am fi reușit. En ook werk op Zegveld, alle leden willen we bedanken voor hun inzet. Er is veel werk verzet, 's ochtends, 's avonds, wanneer het nodig was. Membrii din echipa din Olanda au muncit și ei foarte mult și le mulțumesc în mod special. Dimineața, la prânz, după amiază, au muncit cât au putut. Ook willen Saskia bedanken voor alles wat zij geregeld heeft tijdens en voor ons verblijf. Daarom hebben we een kleinigheidje meegenomen. Asta e de mine, da. Nou, super. Heel hartelijk bedankt. Nou, jullie ook. Ontzettend leuk. Hoe moet het nou allemaal? Ja, de achterkant, zei je. Nou, nu moet er opgehangen worden. Ja, doe maar, dat is niet handig. Ik hou nooit van dat op een raam. Oh. Nu prea îmi plac așa surprize, că mi-e simplu așa, da? Fac parte din viața noastră. Așa este. Het is de overtuiging van de werkgroep en onze plicht om onze medemens te helpen in arme gebieden van de wereld, zo ook hier, wat we geprobeerd hebben. Noi am încercat, așa cum credem noi că este bine, să ajutăm oameni care nu o duc așa de bine ca noi, poate în alte părți, și chiar dorim să le ajutăm. Daarom willen we bij deze de burgemeester en de dokter een bijbel aanbieden. Din partea credinței noastre am vrea să vă oferim o Biblie care pentru noi este un ghid în viața noastră și aș vrea să vrea și dumneavoastră, domn primar, și domnișoare doctor, din partea lor. Voordat we de sleutel zullen overhandigen, willen we eerst het Nederlandse volkslied zingen. Au jij een obicei ce fac in fiecare an, înainte de deschidere, să cânte imnul Olandei. Oh, yeah.
je mag hem brengen, hè? Aan de dokter, toch? Aan de dokter. Hij wil nog heel even wat zeggen. Kuil. În 10 zile maxim vom termina și exteriorul clădirii pentru ca această clădire să fie funcțională. Dus het gaat nog ongeveer 10 dagen duren voordat ze de rest ook af hebben, het stukwerk aan de buitenkant en alle andere aansluitingen die nog gedaan moeten worden. Pentru știu eu, câteva ore, sunteți invitații noștri în căminul cultural, împreună și o să vii un par de suc și vom încerca să socialiseren, ze mijn partijen sentimenten zien. Hierna zijn jullie van harte uitgenodigd om in het dorpshuis te komen. Daar heeft hij het een en ander aan jullie, voor jullie voorbereid. En dat hebben we nog in een gezellig samen zijn. Și aș mai face precizarea că am câteva țări vizitate. Ei, de astăzi, Olanda va fi pe listă. Pe prima pe listă dintre țările în care eu am fost, am muncit și care am vizitat. Vă mulțumesc încă o dată din toată lumea. Nog heel hartelijk bedankt. En hij zegt, vanaf nu staat Holland, Nederland op nummer 1 van mijn lijstje van landen die ik nog graag wil bezoeken. Met alle namen, Arjen, Maria, Peter, Willem, Galina. Alles wat je top. Nou, lekker warm. Ja. Thank you.
Chile. Wat wil je nog zien? Hij was zit eerst op het dak. Nee, hier zit eerst op het dak. Nee, hier heb je een dak moeten aangesteken. Wat laat je het zeggen? Ja. Dan is dat hier. U mag het hier hebben. Even een groot foto. Groot foto? Even een groot foto. Thank you.